Aproximativ 5 miliarde de euro fonduri nerambursabile au la dispoziție companiile și autoritățile locale pentru investiții în panouri fotovoltaice, digitalizare, reciclare sau producție în prima jumătate a anului. Numai puțin de 12 programe mari de finanțare sunt disponibile companiilor și autorităților publice în prezent și în perioada următoare. Schemele de finanțare din prima jumătate a acestui an sunt dedicate atât companiilor nou înființate, IMM-urilor, întreprinderilor mari și autorităților publice. Este cea mai generoasă perioadă de finanțare nerambursabilă. Ambursabile din istoria României, potrivit unei analize REI, grup de companii specializate în atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat. Potrivit datelor REI, pentru sectorul privat sunt disponibile un număr de șapte scheme de finanțare din prima jumătate a acestui an. Companiile pot aplica pentru finanțare nerambursabilă a proiectelor de producție, digitalizare, creștere eficienței energetice sau reciclare, cu alucări totale ce depășesc 2 miliarde de euro. De cealaltă parte, sectorul public beneficiază de un număr de 5 măsuri de sprijin pentru modernizare și digitalizarea unităților de învățământ, îmbunătățirea rețelei de apă și canalizare din localități sau investiții în creșterea eficienței energetice a clădirilor publice prin instalarea de panouri fotovoltaice cu alocări totale de circa 3 miliarde de euro.